Copacii și crengile rupte de furtuna puternică de vineri noaptea au fost îndepărtați și astăzi de pe domeniul public de angajații primăriei Drobeta Turnul Severin. Echipele de intervenție s-au aflat în teren de când a pornit furtuna și au acționat în prima noapte pentru deblocarea străzilor, a trotuarelor și a căilor de acces. De ieri s-a trecut la ridicarea crengilor din parcuri și din zona blocurilor. Vântul puternic a pus la pământ zeci de copaci în tot orașul. Înțeleg că suntem pe final cu zona de degajare, da. S-au lucrat toate cele trei zile, inclusiv duminică a fost prezent pe teren. Pădurea am lăsat-o ultima pentru că e mai mult de muncă, da. Și astăzi cred că terminăm și pădurea, da, nu? Da, da, da. Astăzi terminăm și pădurea. Da, da. Deci, oricum am eliberat toate aleile. Da. Deci populația a putut să circule, nu a fost pericol nici pentru locurile de joacă. Copaci smulși, da. Și da. Înțeleg, în tot orașul. Da, avem în toate zonele orașului, avem sesizări și noi suntem pe teren, lucrăm, degajăm vegetația. Astăzi, mâine terminăm? Astăzi, mâine, da. Astăzi, mâine încercăm să terminăm. Furtuna de vineri noapte a rupt zeci de copaci care au blocat străzile și trotuarele din Drobeta Turnul Severin. Echipele primăriei au ridicat cu prioritate arborii prăbușiți pe străzi și trotuare, acolo unde era blocată circulația. De asemenea, copacii care au căzut peste firele de înaltă tensiune au fost ridicați de către muncitori. Crăm de vineri noapte, orele 12:30, am ieșit cu toate echipele pe teren. A fost dificil la început pentru că aveam sesizări în tot orașul. Am încercat în primul rând să eliberăm artele principale de circulație și pe parcurs am intrat și către artele pietonale și către blocuri. Acum, după cum observați, lucrăm în pădure. Vom mai avea mâine o echipă de la pompieri. Încercăm să îndepărtăm și crengile care sunt pericol să pice și eu zic că ne-am mișcat foarte bine, având în vedere situația care a fost. Astăzi, echipele serviciului de gospodărie, cu sprijinul lucrătorilor societăților contractate pentru întreținerea spațiilor verzi și a Inspectoratului pentru situații de urgență Drobeta, au degajat arborii căzuți din pădurea Crihala. Se intervine în toate zonele de agrement din municipiu, dar și zona blocurilor. Să știți că s-a lucrat mult în această perioadă, după acea furtună care ne-a speriat pe toți, mai ales cum începuse credeam că o să avem probleme mari. Până la urmă sunt pagube, dar nu atât de mari încât să necesite cheltuieli mari. Dar de vineri noaptea lucrăm la degajarea căilor de acces, a căilor de circulație, trotuare, alei. S-a lucrat pe inclusiv sâmbătă, s-a lucrat duminică. Suntem pe final. Am intrat în zona pădurii pentru că pe ea am lăsat-o ultima, fiind o zonă mai puțin circulată. Am luat legătura și cu cei de la ISU, de la pompieri, să ne ajute acolo unde noi nu avem acces la înălțimi foarte mari. Ei au o mașină specială și vom degaja și acele crengi care stau să cadă. E important să evităm orice fel de accident. Ne-a ajutat Dumnezeu și n-am avut nicio victimă. Nu au fost câteva mașini zgâriate, lovite, dar totul sub control. Vremea este cum este, nu o putem prevedea niciunul dintre noi. Important este ca primăria să fie aproape de oameni, să-i ajute, să-i sprijine și să putem să ne reluăm viața de zi cu zi așa cum e normal. Severinul s-a aflat vineri noaptea sub atenționare de cod roșu de furtună. Vântul a bătut cu peste 100 de km/h și a provocat pagume în tot orașul.